capitale, vorbim cu totul alt om. Păi da, asta a fost, ceea ce campania a fost făcută astăzi și plătită atunci de Orban și PNL. Deci el a fost atunci, probabil că a zis, ok, măcar să ajung acolo. Când a ajuns acolo, știți, marea temă, că nu răspundea nimeni la telefon, nici măcar lor care l-au, vorbea, l-au ajutat să ajungă acolo. Ori, aici când poate nu răspundea... Poate o fi ocupat să se ocupe de problemele Bucureștiului. Este, sunt niște absurdități. Tu nu poți, când ești primar de sector, să nu poți vorbești cu primarul general. Sunt niște lucruri care nu funcționează normal acolo, cred că și la persoană, și ca direcție. Și cred că oamenii, revenind, că nu contează așa de mult Nicușor pentru toată lumea, mă gândesc, dar problema e că există grupări. Una e, de exemplu, asta în jurul Nicușor, alte grupări în aur, nu toți, dar mare parte, care idealizează o lume care nu mai există. Ori asta e foarte periculos. Adică unii zic, domne, ce bine era în interbelic, când erau legionari ăia și au patrioți, domne. Domne, în interbelic nu era bine deloc. Deci oamenii visează că ai vers pe pei. În interbelic a fost sărăcie maximă, dar erau 86% din oameni analfabeți. Era violență maximă, legionarii omorau cu pistoalele pe străzi oameni în București sau prim-miniștri. Nicolae Iorga a fost împușcat de oameni. Haos, adică am avut război, am pierdut sute de mii de oameni, am omorât noi ca stat sute de mii de evrei, copii, femei. Deci să spui că perioada aia a fost senzațională pentru România, e o nebunie. Nu poți să spui că era ceva și niciun caz legionare care au fost parte principală din problemă. Dar cum poți să spui așa ceva? Deci visezi că ai vers pe perioadă. Alții zic să ne întoarcem pe perioada lui Ceaușescu. Păi era sărăcie absolută, lumea murea de foame. Eu am trecut și eu prin perioada aia, aveam 14 ani la Revoluție. Țin foarte bine minte că mi-era fric de înghețam, mi-nghețea sufletul în casă și nu era lumină și înghețam la școală. Cum putem să spunem așa ceva? Și nu erau mâncare, trebuia cu chenturi, încercai în stânga, dreapta să mai găsești pe cineva, să-ți trimită de pe la țară. Vrem să revenim în situația de beznă și de foame, adică am înnebunit cu toții. Dar știți că mai sunt unii care nici măcar n-au apucat acea perioadă. Pentru că le spun părinții, le spun bunicii, care se pare că au uitat tot. Cred că sunt niște frustrări, mă gândesc, personale, că nu se adaptează la lumea modernă și nici nu sunt ajutați să se adapteze. Asta e altă treabă. Da? Nu li se dă o perspectivă. Și atunci, sigur, te agăți de ce poți, cumva. Și e foarte grav. Vreau să comentăm și un sondaj interesant, apropo de administrația Nicușor Dan, un sondaj interesant pe care l-am publicat zilele trecute la PS News cu privire la votul pe București și ce surprize ne-ar putea aștepta în 2024. Haideți să vedem despre ce este vorba și revenim. Alei nu mai ocupă în prezent primul loc în preferințele politice ale bucureștenilor, acesta fiind ocupat chiar de către un coleg de partid, Daniel Băluță, primarul PSD al sectorului 4, potrivit unui sondaj realizat de curs în perioada 18-30 august. Pe locul 2 în clasament este Robert Negoiță, primarul sectorului 3, la egalitate cu edilul Cristian Popescu Piedone. În topul celor 16 personalități politice propuse bucureștenilor se află și actualul premier Marcel Ciolacu, cu 30% la capitolul încredere, urmat de actualul primar general Nicușor Dan cu 26% și de fostul primar și ministru Gabriela Firea cu 23%. Potrivit sondajului curs, George Simion, liderul AUR, întrunește 15% din aprecierile bucureștenilor, la egalitate cu președintele PNL Nicolae Ciucă. Bucureștenii ar vota la următoarele alegeri locale cu PSD, în proporție de 29%, PNL 18%, USR 16%, AUR 14%. 61% dintre respondenți consideră că Bucureștiul se îndreaptă într-o direcție mai degrabă greșită. Doar 34% dintre respondenți sunt de părere că Bucureștiul se îndreaptă într-o direcție mai degrabă bună. La întrebarea, în opinia dumneavoastră, care este principala problemă a Bucureștiului, respondenții au punctat că principalele probleme sunt nivelul de trai, traficul, aglomerația, curățenia și salubritatea. Foarte interesant acest sondaj, cum spuneam, Gabriela Firea, vedem, nu mai este în topul preferințelor. În schimb, avem alți doi primari PSD, o surpriză, recunosc că... Nu e deloc o surpriză, nu mă surprinde foarte mult sondajul, pentru că, eu vă zic, eu vorbesc cu foarte multă lume în București, de unde mi-au, să spunem așa, pulsul, merg foarte mult cu Uber, Bolt, oameni în diverse cartiere și întreb cum merge pe aici. Dacă ne uităm,